Play the best music. Europa FM. Știi, mulțumim frumos. Bine v-am găsit la rațiunea zilei, 15 și 23 de minute, ora potrivită. Salut, Cătălin. Salut. Și trebuia să spună, sunteți și frumoși, cei mai frumoși și drăguți. Nu și... suntem noi cei mai frumoși, oricând ne-am dori. Am văzut că s-a desemnat cel mai sexy bărbat din lume, Paul Rudd. Este actorul care a jucat Omul Furnică, dacă nu mă înșel eu. Da, el e. Și zice că el este cel mai sexy bărbat în viață. Băi, am văzut niște fotografii cu el, într-adevăr, nu mă bag aici, dar omul are 52 de ani și dacă îl pui lângă noi, eu oricum arăt ca un moș. Dar omul este, zici, care 25 de ani. Deci mă uitam, sunt articole în presa internațională cu titlul ăsta, cum de nu îmbătrânește Paul Rudd? Și ai găsit și răspunsul, că întrebarea asta ne-o punem și noi, dar... Nu, el a zis la un moment dat în glumă că el are 80 de ani pe dinăuntru și că folosește niște creme, mă rog. Niște creme sau niște intervenții chirurgicale. Zici că are intervenții aia, dacă aici suntem invidioși, așa o să zic. Dar avem și noi Paul Rudd-ul nostru de România, care pare că nu îmbătrânește. Ștefan Bănică. Ștefan Bănică, da. Păi, cred că incredibil, deci se ține super, super bine. Bravo lui. El cântă. A fost și gena bună. Cred că și despre asta e vorba, da. Cătălin... Da, eu am venit cu altă. Hai să auzim cu ce e imediat. Sigur că da. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea. M-am gândit să vă explic ce a fost în prima rundă de negocieri între PNL, PSD și UDMR. Ați văzut multe lucruri pe la televizor, nu ne grăbim încă să tragem concluzii. E o perioadă de tatonări și o luăm și noi așa încetişor, pas cu pas, că e un program de guvernare greu de armonizat în trei. E greu, Mike, mai ales cu niște oameni care au viziuni complet diferite asupra vieții, complet. Mă rog, pe aici, pe acolo. Depinde cine ține bani, nu? Da. Și o să ajungem și la bani. În primul rând s-a hotărât că 18 ministere nu-s de ajuns. Adică, noi suntem mulți, e mult de împărțit aici. Să facem multe 21. Promisiuni. Aici s-a rezolvat. Deci a fost repede trecut pe hârtie. Au vrut să scoată Ministerul Familiei de la Ministerul Muncii, dar PSD s-a opus. În schimb, PSD a zis că tot ce ține de PNRR și de proiecte și de bani europeni vine la Ministerul Proiectelor Europene, pe care și l-ar dori, evident, adică să fie la ei. Bun, asta e o dată. Altfel, iarăși economie, energie împărțită în două, după cum știți, și nu s-au înțeles, evident, asupra numelui primului ministru, da? Pentru că domnul Câțu a venit cu propria propunere, cu propriul nume, adică insistă. Zici că au născut și caută un nume de boteză. Da. Și PSD a zis, nu, nici vorbă, nu, cu tine, pe tine te-am dat jos. Noi cu domnul Ciolacu, a zis PSD. Și UDMR a venit cu o chestiune și a zis, bine, dacă voi nu vă înțelegeți, hai că punem și noi prim-ministru și facem în rotație în trei, adică... Înțelegi? Mă rog. Da, e o chestie de asta. După care, neînțelegându-se nici la asta, a mai venit cineva de aici, nu mi-e clar, cu propunerea că, hai domnule, dacă tot nu ne înțelegem, să punem unul care nu e de la nimeni, un fel de tehnocrat, independent, o chestie de genul ăsta. Pe la BNR s-a uitat? Am auzit și niște nume de acolo, niște soluții de acolo, da? Avem un fost premier care înțeleg că lucrează prin zonă. Mă gândesc că poate... Da. Dacă se uită mai atent, o să ajungă la concluzia că e tehnocratul perfect. Acum, s-au discutat și părți din programul de guvernare. Apropo, cu asta, cu premierul, ci că se duc la Iohannis, să zică președintele, până la urmă, că să-i împace el. Săptămâna viitoare. Nu e grab. Între timp s-au făcut ați auzit de propunerea aceea cu cota unică și zice-se că a zis PSD-ul modificarea cotei unice. Da, a zis, dar nu e poate merită o nuanță, că nu e chiar așa Otova știrea asta. Ei au zis în felul următor, așa înțelegem că s-a zis în negocieri. Deci hai să nu mai fie cotă unică de la o anumită valoare încolo. Nu știm valoarea asta. Ei au zis, dom'le, stoan care câștigă foarte mulți bani în țara asta, hai ca la ăia în sus, fără a preciza o limită sau poate s-o fi spus acolo, dar n-a ajuns încă la noi, ăștia să fie taxați mai mult. De alminter, PSD a mai venit cu o chestiune și a zis taxarea bogaților. Domnul Grindeanu a declarat ceva de genul, vrei iaht?
trebuie să plătești. Ok, da. Nu știu dacă salvăm economia de multe iahturi, dar să zicem că într-adevăr așa e. Vrei mașină de sute de mii de euro, zice domnul Grindeanu, trebuie să plătești. Ok, e un principiu corect. În general, bogații plătesc mai mult pe lux. Asta e o taxare pe lux. Asta nu rezolvă problemele fundamentale ale României. Ceea ce lucrul la care trebuie să ne uităm noi este exact limita aceea pe care o vor pune ei pentru bogați, dacă o vor pune. Sau ce înseamnă bogat în viziunea lor? Să zicem că dacă are cineva un salariu de 6, 7, 8, 10 mii de lei, nu va mai plăti cota asta de 10%. Acum e foarte interesant că PNL nu a zis chiar nu. Adică nu a zis cota unică e de neatins, a zis ceva de genul nu vom mări taxele. Ok, bun. Vedem ce înseamnă vom mări. Avea o legătură. Dacă s-ar fi schimbat cota unică, ar fi crescut taxele, că în altă parte nu se puteau lua bani, ceva de genul ăsta. Da, cam așa era discuția. Cam așa e discuția. Deocamdată e neclar, adică e primul pas. Și sigur că a zis domnul Grindeanu una din aia, să știi că domnul Grindeanu devine personajul meu favorit, adică păi de vreo două zile ne tot povestești fabulos. Da, pentru că omul e pus să vorbească. Și a zis, domnule, în România nu se colectează destui bani, adică avem cel mai mic grad de colectare a veniturilor de prin Europa, nu știu ce. E a suta oară când auzim asta. Exact. Acum, tocmai asta zic, s-aduce aminte ce funcție a avut domnul Grindeanu în țara asta, nu? Mai multe, da. Da. Printre care cea de prim-ministru. Mamă, vii acum și cerți, nu să strâng banii. Păi ce-ați păzit? Ah, mi-am adus aminte ce-ați păzit. Aveați altă treabă. Da. Cătăline, îți mulțumim. Vreau să-ți mai spun că ne scriu ascultătoarele, spun ascultătoarele noastre că urlă invidia în noi. Absolut, da. Apropo de discuția cu Paul Rudd. Asta, da, aici e corect, da, și în dumneavoastră urlă invidia dacă vorbim despre, nu știu. Ai văzut, vorbim despre cea mai sexy femeie în viață. Ai văzut că Jennifer Lopez are vârsta lui Paul Rudd? Da, dar tu te uiți doar la umerii lui Jennifer Lopez, m-am plictisit să spun treaba asta. Dar aveai tu altă preferată, mi-ai spus tu ieri. Stai să mă gândesc, nu mai știu. Ascultam noi o piesă de la cine? Beyoncé, da, și la Beyoncé ai remarcat vocea. Vocea și talentul. Vocea și talent. Apropo de voce și talent, rămâi cu mine pentru că vreau să auzi o piesă.